am trimis adrese către Primăria Săcălaz din luna octombrie 2022, am informat în mod constant comunitatea, părinții că o să ne confruntăm cu această lipsă de spațiu, pentru că am dorit ca toată lumea să cunoască adevărul. Au fost mai multe soluții pe care le-am propus. În primul rând, soluția pe termen lung este aceea de a se construi o nouă clădire în grădina școlii. Tot o altă soluție, să zicem, de criză ar fi fost să se găsească niște spații în clădiri administrate de Primăria Săcălaz. Am înțeles că nu există. Atunci, singura soluție care rămâne este aceea de a închiria niște containere pentru cele 4 grupe de grădinițe care încă funcționează în clădirea școlii. Cele 4 grupe de grădinițe funcționează în 4 săli de clasă. Noi avem nevoie de sălile acelea de clasă pentru noile clase care vor veni. Nu este un spațiu destinat grădiniței. Școala le-a primit temporar, doar că, din păcate, acest temporar se prelungește de 15 ani și nu în regulă ca acei copii să nu beneficieze de aceleași condiții ca și copiii care frecventează grădinița nouă. Nu mi se pare corect. Și din acest motiv am ridicat problema în comunitate ca toată lumea să cunoască faptul că și acei copii merită aceleași condiții ca și cei care își desfășoară activitatea educativă în grădinița nouă. Soluția temporară sunt aceste containere. Am înțeles că nu există buget, am înțeles că sunt problemele acestea financiare, dar nu cred că nu se pot închiria câteva luni de zile containerele ca pe urmă să fie achiziționate, pentru că va fi o problemă pe termen lung. Nu văd construirea unei clădiri atât de repede. Mă gândesc că va dura minim 2-3 ani, în condițiile în care gândiți-vă că la școală o să tot vină copii. Copiii, dacă părinții au domiciliu de Săcălaz, este firesc ca școala să-i primească, pentru că Legea Educației Naționale le oferă acest drept. Eu nu pot să spun unui părinte, nu pot să te primesc la școală. Dacă nu am locuri suficiente, trebuie să fac solicitare la Inspectoratul Școlar pentru suplimentarea planului de școlarizare, deci pentru creșterea numărului de clase, ceea ce am făcut anul trecut când am primit 4 formațiuni de studiu. Am avut în jur de 120 de copii în plus și 4 formațiuni de studiu au fost aprobate, ceea ce este fantastic. În acest an școlar am primit o clasă pregătitoare step by step în plus, deci avem 2 clase de step by step anul acesta și una de tradițional. Vorbesc doar de Săcălaz. Pentru prima clasă de step by step am sală de clasă, pentru cea de-a doua nu am sală de clasă, pentru că într-o sală de clasă mai mare, că sunt 25 de copii, vor fi în clasa respectivă, cea de-a doua de step by step, trebuie să-i băgăm într-o clasă mai mare, nu pot să-i înghesui într-o chicinetă. Și atunci am nevoie de spații. Și atunci singura variantă este închirierea unor containere. Această chirie, doamna directoare, presupune o sumă atât de exorbitantă pe care nu și-o permite o administrație locală? Nu, eu cred că 3.000 și ceva de euro nu cred că este foarte mult pentru o comună atât de mare ca și Săcălazul. Până la urmă vorbim de Săcălaz, care e la 5 km de Timișoara. Adică nu trebuie să facem decât să ne uităm la comunitățile din jur și să luăm exemple de bună practică. Dacă aceia s-au descurcat temporar până au construit niște clădiri noi pentru copii cu containere, așa trebuie să facem și noi, să luăm exemplu de la cei care au găsit soluții. Eu așa zic, nu e foarte complicat până la urmă. Mie mi-este foarte greu să conduc o instituție în condițiile în care n-am niciun sprijin de nicăieri și mă descurc realmente singură. Da, n-ar trebui să existe o colaborare între administrația locală și școala? Ar trebui să existe, pentru că Legea Educației Naționale spune clar, școala se află în administrarea, de bună funcționare a școlii răspunde Primăria Săcălaz, primăriile. Asta e legea, deci primăria răspunde de bună administrare și funcționarea școlii. E important acest lucru. Și scuza domnului primar că nu are buget și când va avea buget va închiria containerele? E una plauzibilă? Eu nu cred că nu există în legislație să nu poți avea un buget de criză pentru situații de criză, cum e aceasta. Deci nu cred. Acum, repet, nu cunosc legislația bugetului și ceea ce ține de Consiliul Local și Primărie și Administrație. Eu sunt director de școală, eu știu legislația specifică funcționării școlilor, deci nu mă pricep la... Nu pot să vorbesc în necunoștință de cauză, dar nu cred să nu se găsească o soluție dacă se dorește. Îi mulțumesc, doamnei director, că a deschis acest subiect. În același timp, vreau să o rog pe doamna director să aibă în vedere că 3 consilieri care votează frecvent împotriva bugetului sunt în Consiliul de Administrație al școlii. În bugetul inițial este prevăzută o sumă pentru studiu de fezabilitate și DTAC-ul până se ajunge la autorizația de construire, pentru că trebuie să fim serioși și realiști, în acest an nu se poate construi un corp nou de școală, dar se poate sau se pot face documentele pentru a începe o construcție. O începere a construcției sau documentele nu ar rezolva problema în acest moment, categoric. Soluția doamnei director cu acele containere este soluția momentului și sunt de acord cu ea, cu soluția și cu doamna director, bineînțeles. Singura problemă a primăriei, pentru că doamna director a ridicat problema că primăria poate rezolva, într-adevăr primăria poate rezolva, dar numai după aprobarea bugetului local. Deci sunt de acord cu doamna director, aș aproba în secunda 2 după bugetul local închirierea acelor containere, pentru că cumpărarea lor cred că costă destul de mult, cu toate că, v-am zis, cred că le-am folosit undeva spre 2-3 ani de zile de aici încolo. Există o posibilitate să discutăm și despre cumpărare, dar momentan închiriere. Și da, într-adevăr, copiii din Săcălaz au nevoie de atenția noastră. De atenția noastră și, din păcate, sunt folosiți de actualul Consiliu Local ca un scut uman. Adică sunt folosiți acum pentru că nu au cum să desfășoare normal o activitate școlară sau preșcolară. Îi folosesc forțând cumva, dar nu pot să-mi dau seama ce anume.